Io questa mattina spero di potervi passare un po' quella che è un po' la mia esperienza nel lavorare con i pazienti borderline. Aș vrea să vă transmit un pic din experiența mea pe care am avut-o cu pacienții border. Delineando quelle che sono proprio le linee essenziali della DBT. Și să vă prezint un pic liniile de bază esențiale ale acestui protocol. Che è un trattamento che ha tantissime componenti, quindi richiede veramente molto tempo per acquisirlo tutto. Mi considero costantemente in formazione. Este un tratament care are foarte multe componente și durează foarte mult informarea în DBT. Eu însă mă consider mereu în formare. Ecco, speriamo comunque stamattina, quantomeno il mio obiettivo è quello di darvi un'idea. Obiectivul meu este să vă faceți o idee despre ce este vorba și la ce vă folosește. Come diceva Ioana, io lavoro da più di 20 anni con questi pazienti. Eu lucrez de peste 20 de ani cu acești pacienți. E ho iniziato proprio leggendo il primo manuale che è uscito di Marshall Linehan nel 1993. Am început în 93 citind primul manual al lui Marshall Linehan, care a creat acest model. E in quel tempo, negli anni 90-95, io lavoravo con pazienti con disturbo alimentare in una clinica, quindi in una struttura inpatient. In anni 90 lavoravo in una clinica con pazienti con disturbo alimentare. E lavorando con questi pazienti e osservando gli episodi di autolesionismo che spesso avevano, Și eu, în acea perioadă, observând episoadele de autolesionism ale pacienților, ecco, ho visto che era appena uscito appunto questo manuale specifico per i pazienti autolesivi am văzut că tocmai ieșise acest manual specific pentru pacienții cu aceste probleme. e che oltretutto era un trattamento cognitivo-comportamentale. Și în plus era un tratament cognitiv-comportamental. E quindi ho pensato che quello potesse essere una buona strada da Am gândit că approfondire. putea fi o bună cale de a-i trata. Così abbiamo iniziato in quegli anni proprio a tradurre il manuale, ad applicarlo con i pazienti che avevamo. Am început în acei ani să traducem manualul, în primul rând, și să-l aplicăm cu pacienții pe care i aveam. E da lì la formazione è andata avanti fino a partecipare a più training intensivi con quelli che sono i maggiori esperti mondiali di DBT. De atunci am continuat să ne formăm și am participat la mai multe traininguri cu cei care sunt considerați experții principali în DBT. Ancora oggi, proprio domani, sarò a Bologna Mâine sunt la Bologna. perché domani inizierà il quarto training italiano di formazione in DBT Deoarece mâine începe al patrulea training italian în formare DBT. con Charlie Cu Swenson, Charlie Swenson. che è stato il primo allievo di Marshall Primul Linehan elev al lui Marshall Linehan. e il primo allievo di Otto Kernberg. Și primul elev al lui Kernberg. Quindi il primo che ha tradotto e ha cercato di applicare la DBT, che nasce come trattamento ambulatoriale, in un trattamento ospedaliero A fost residenziale. primul care a încercat aplicarea acestui tratament care se naște în ambulator într-un context rezidențial, deci cu pacienți internați. Quindi il primo concetto già della DBT è che è un trattamento che si può applicare sia in ambulatorio e sia in strutture Primul residenziali. concept important este că acest tratament poate fi aplicat atât în ambulator cât și cu pacienți internați. Quindi un modello adattabile, pur essendo estremamente rigido e Un organizzato. model flexibil, deși este foarte bine structurat și organizat. Ioana mi ha già presentata, aggiungo un paio di cose, ovvero vi do anche due informazioni personali. Adaug câteva lucruri despre mine. Io ho due passioni nella mia vita. Am două pasiuni în viață. Uno purtroppo è il lavoro, Este munca. e questo mi porta quindi a lavorare sempre, Și asta mă duce să lucrez mereu. e a togliere un po' di tempo per l'altra passione, Și a lua un pic de timp a celelalte mele pasiuni. che sono i miei figli. Și anume fii copiii mei. Quindi una vita semplice, no? Però diciamo, a contatto anche quotidiano con situazioni relazionali difficili. O viață simplă, dar într-un contact permanent cu relații dificile. Perché ho due figli adolescenti. Am doi copii adolescenți. E l'adolescenza è considerata da Ganderson, se voi lo Nu conoscete, știu dacă îl cunoașteți pe Ganderson, care spunea că adolescența
un disturbo borderline transitorio. Sto turbare borderline transitorie. Quindi quotidianamente o a casa o al lavoro mi esercito. Fiecare zi am și acasă și la muncă pacienți. Allora, io svolgo, come vi dicevo, attività in clinica, qui vedete la clinica presso la quale lavoro. In posa vedeți clinica unde lucrează doamna Elena Prunetti. Dove abbiamo un trattamento residenziale di un mese di DBT. I pazienti sono internati aici o lună și fac un program DBT. E poi in ambulatorio, dove viene applicato il trattamento standard, che è di un anno e mezzo ambulatoriale. Urmat de trattamento in ambulatorio di un anno e jumătate durata. Ok. Allora, dopo questa breve presentazione, vorrei un attimo capire chi di voi, presumo che se siete qua, probabilmente lavorate con i pazienti border. Aș vrea să înțeleg câți dintre dumneavoastră lucrează cu pacienți border. So che molti sono psicologi, se non sbaglio. Mulți sunteți psicologi, din ce ne-ați scris. Ecco. Vorrei sapere solo ad alzata di mano quanti lavorano con pazienti borderline. Putem să vă rugăm să ridicați mâna dacă lucrați cu pacienți border? Ok. E quelli che non hanno alzato la mano è perché lavorano con altri pazienti o perché non lavorano ancora? Cei care nu au ridicat mâna pentru că au alte tipuri de pacienți sau pentru că nu lucrați încă, studenți sau ok, alte tipi di pazienti, ok. Un altro concetto che vedremo è come la DBT si applica a pazienti borderline, ma non solo. Vom vorbi și despre cum DBT se aplică pacienților border, dar nu numai. Quindi spero che anche per coloro che lavorano con altri pazienti riescano a individuare degli aspetti da poter utilizzare poi. Sper că și cei care nu lucrează cu pacienți border vor găsi lucruri utile pentru practica lor clinică. Ok. Prima di addentrarci nel cuore della DBT, înainte să intrăm în inima subiectului, vi vorrei presentare queste affermazioni che sono presenti in letteratura da molti anni e che sono delle idee che noi abbiamo sui pazienti borderline. Aș vrea să vă prezint aceste afirmații care sunt prezente în literatură de foarte mult timp și care arată oarecum ce gândim noi despre pacienții border. E vorrei che ciascuno di voi, adesso Ioana le leggerà una alla volta, e vorrei che ciascuno di voi, dopo aver letto ciascuna di queste affermazioni, valutasse la veridicità o meno di quello che viene affermato, considerando 0, non credo per nulla questo, cioè è falso, 0, 10, ci credo del tutto. Okay. Io acum să vă citesc fiecare dintre aceste propoziții. Și după fiecare o să vă rog să ne spuneți cât o considerați de adevărată sau de falsă, de la, să-i dați un punctaj de la 1 la 10. 1 este complet fals, 10 complet adevărat. Și o să vă rog să ridicați mâna dacă i-ați dat un punctaj peste 5. Da? Ok. Primul mit care circulă în literatură despre pacienții border este: pacienții borderline se opun tratamentului. 1 fals, 10 complet adevărat. Cine consideră că este, îi dă mai mult de 5 acestei propoziții? Ne ridicați mâna să vedem? Ok. Următoarea este: pacienții borderline sunt agresivi cu cei care îi tratează. Am văzut mâini pline de entuziasm. De la 1 la 5. Ok. Rare ori starea pacienților... Numărul 3. Rare ori starea pacienților borderline se îmbunătățește. Sunteți de acord? Riscul mare de sinucidere îngreunează personalul medical cu responsabilitate și cu un risc constant medico-legal. Sunteți de acord? Scuzați.
Starea pacienților borderline se îmbunătățește doar prin trattamenti intensive, lungi și cu ajutorul unor clinicieni experți. Sunt de acord, aici chiar e un total de acord. Pacienții borderline dezbină echipele. Oarecum. Okay. Ok, sarei curiosa di capire chi non ha alzato la mano che cosa pensa. Aș fi curioasă să înțeleg cine n-a ridicat mâna, ce crede despre pacienții border. Ok, queste sono più comuni affermazioni che si trovano nella letteratura psicodinamica, che sono comparse soprattutto dagli anni 70 agli anni 90. Acestea sunt cele mai comune credințe, afirmații care au apărut mai ales în literatura psihanalitică cam din anii 70 încoace. Queste affermazioni in qualche modo condizionano il nostro atteggiamento quando ci troviamo di fronte a un paziente borderline. Aceste credințe condiționează, schimbă comportamentul nostru față de pacienții border. E vediamo invece come stanno le cose se quanto appunto ci dice Ganderson, che ricordiamoci uno psicanalista. Să vedem însă cum stau lucrurile în realitate și ce ne spune Ganderson, care să ne amintim este un psicanalist. Allora, nelle prime due affermazioni vediamo che, per quanto riguarda la prima, vuoi leggerle tu? Mm-hmm. Okay. Deci, mulți dintre noi cred că pacienții borderline se opun tratamentului. De fapt, dificultățile sunt legate de simptomatologia border și nu de un efort de a se opune în mod real tratamentului. Pacienții borderline sunt agresivi cu cei care îi tratează. Ganderson ne spune că furia excesivă și lipsa de încredere față de ceilalți și teama față de ceilalți, mai ales față de caregivers, sunt de fapt simptome. Ecco, pensarla in queste due modalità diverse ci aiuta già a predisporci verso questi pazienti con un atteggiamento diverso. Deja, dacă vă gândiți la aceste două lucruri altfel, vă va ajuta să vă schimbați atitudine, comportamentul față de pacienții border. Rareori starea pacienților borderline se îmbunătățește. De fapt, statistic nu este chiar adevărat. Vreau să vă spun, pentru prezentare, nu vă faceți probleme, vi le trimitem, cine s-a înscris e în banca de date, vi le trimitem prin e-mail, așa că nu. 10% intră în remisie chiar înainte de 6 luni, 25% într-un an și 45% în 2 ani, chiar și fără, în absența unui tratament constant și lung. Questi sono gli studi della Zanarini, quindi sono degli studi che ci dicono che i pazienti borderline con un buon trattamento, spesso psicoeducativo, riescono ad avere dei notevoli miglioramenti. E la DBT è un trattamento che è psicoeducativo. Sunt studiile Zanarini care ne spune că un pacient border cu un bun tratament psicoeducativ, cum este și DBT, de multe ori își îmbunătățesc condiții. Ma la DBT è già un trattamento intensivo. Gli studi ci dicono che questi pazienti migliorano anche se il trattamento non è così intensivo come la DBT. Dar DBT è già un trattamento intensivo. Aceste studii ne spun că nu este neapărat nevoie, nu întotdeauna este nevoie. Questa che ha suscitato, ho visto moltissime mani alzate. La mitul acesta am văzut multe mâini ridicate. Riscul mare de sinucidere îngreunează personalul. Aceste greutăți sunt deseori simptome a unui tratament nereușit sau unor reacții de apărare, de protecție. Ecco, questo è un aspetto molto, un aspetto cruciale e tutti abbiamo a che fare con l'aspetto proprio della responsabilità. Ma io... Noi toți avem de a face cu această problemă a responsabilității, a răspunderii. Mi viene in mente una paziente che abbiamo seguito, adesso abbiamo in trattamento in ambulatorio da più di un anno. Mi amintesc o pacientă pe care o avem în tratament ambulator de peste un an. Questa paziente ha negli ultimi questa paziente ha attualmente 22 anni. Are acum 22 de ani. Negli ultimi 4 anni, 5. In ultimi 4-5 anni. Ha passato più tempo in psichiatria che a casa. Ha petrecut mai mult timp la psihiatrie decât acasă. Ha abbandonato la scuola. Ha trebuit să renunțe la studii. E ha messo in atto quello che è proprio il classico ciclo di allarme del paziente borderline. Și a executat ceea ce este clasicul ciclu de alarmă al pacientului border.
Quindi cosa succedeva? Che questa paziente metteva in atto o minacciava dei comportamenti suicidari o parasuicidari? I clinici erano spaventati di fronte a questo? I clinici e i psicologi si speriavano in faccia a queste possibilità? Reagivano alla loro paura contenendo la paziente, quindi ricoverandola o aumentando i farmaci? Rispondevano proprio i loro temeri, dando i medicamenti, stavo internando. E in questo modo alla paziente veniva dato un chiaro segnale che la situazione era realmente problematica e difficile e a rischio. In questo modo gli dava al paziente un segnale chiaro che, intradevori, è vorba di una situazione riscante, una situazione grave. E quindi la paziente si spaventava ancora di più. La paziente si speriava mai molto, la rendo ei. Si arrabbiava ancora di più. Si infuriava. E aumentava ancora di più l'aspetto autolesivo. Si morea di nuovo, intensifica parte di autolesionista. Tutto questo ha portato a continui ricoveri per 4-5 anni. Ha stato la internare team di 4-5 anni, costante. Un anno fa abbiamo pensato di tagliare questo circolo. Acum un anno abbiamo hotărât să întrerupem acest serviciu. E in accordo con paziente, equipe, familiari. Și ne-am pus de acord cu familia, cu echipa și cu pacienta, evident. Abbiamo fatto vedere questo circolo di allarme in cui ci eravamo incastrati tutti. Le-am arătat tuturor acest cerc vicios de alarmă în care intrasem cu toții. Abbiamo proposto a questa paziente un trattamento DBT con il primo impegno dell'evitare i ricoveri. Și am propus pacientei un tratament DBT unde un prim obiectiv era cel de a evita internarea. E tutti avevamo un impegno. Și noi toți aveam această sarcină, acest obiectiv. La paziente doveva impegnarsi a non uccidersi, a non farsi male. Obiectivul pacientei, sarcina ei, era cea de a nu se sinucide și de a nu-și face rău. Noi dovevamo impegnarci a dare alla paziente tutti gli strumenti utili, gruppi, terapia individuale, telefonate. Sarcina nostra era cea de a-i oferi pacientei toate instrumentele de care avea nevoie pentru sarcina ei, și anume grupurile, tehnicile, DBT. Ma tutti dovevamo anche assumerci il rischio che la paziente potesse farsi male, genitori compresi. Dar noi toți, inclusiv părinții, trebuia să ne asumăm riscul că pacienta ar fi putut efectiv să-și facă rău. I genitori era un po' di tempo che chiedevano, io conoscevo il padre per altre vie, e il padre e la madre più volte sono arrivati al punto di dire che preferivano una figlia morta piuttosto che părinții in questa situazione. Conosceam pe tata de mai mult timp și părinții de multe ori ajunseseră, erau atât de disperați încât îmi spuneau, am preferat ca fica noastră să fie moartă decât să continuăm așa. E quindi abbiamo deciso di scommettere. Am hotărât să facem un pariu, să spunem. E con sempre il sostegno della psichiatria. Bineînțeles, cu susținerea psihiatrilor. Perché è ovvio che la situazione diventa estrema, si ricorre alla psichiatria, questo evident non lo diciamo, ma è ovvio. Nu spunem asta, e evident că dacă situația devine extremă, pacienta trebuie internată. E comunque, a distanza di un anno e mezzo, la un an și jumătate distanță de timp, la paziente non ha più avuto ricovero in psichiatria. La paziente non ha mai fost internata in psichiatria. È riuscita a riprendere la scuola. Ha început din nou școala. Si è diplomata, ha fatto la maturità. Ha terminat liceul. Ed è diventata un po' la nostra mascotte nei gruppi. Și a devenit o mascotă a grupurilor noastre DBT. Perché quando facciamo la presentazione a nuovi pazienti dei gruppi, atunci când prezentăm grupurile noilor pacienți, lei viene a raccontare la sua esperienza. Ea vine și își povestește experiența. E quindi devo dire che nessuno più di lei riesce a catturare e a motivare i pazienti al trattamento. Nimeni non riuscește ca ea să transmită o motivație a tratamentului. Ok, questo è un po' quello poi che faceva Marshallina all'inizio. Asta e un pic ceea ce făcea chiar Marshallina alla început. Molti di voi sanno che Marshallina era una paziente borderline. Mulți dintre dumneavoastră știu că Marshallina era o pacientă border. Quindi l'impatto nel far vedere i tagli, le ferite, sicuramente era un impatto. Impactul pe care l'aveam în momentul elevat în care ea și arăta rănile din perioada în care ea însă și-și făcea rău singură era foarte mare.
Ovviamente il messaggio non è che bisogna fare così con tutti i pazienti e che tutti vanno a finire così bene. Il messaggio non è che trebuie să facem asta cu toți pacienții, că e strategia potrivită pentru toți, sau că tuturor le merge la fel de bine, come ha fost in acest caso. Però le cose che vanno bene è giusto, insomma. E bine și ce a mers bine să-l prezentăm. Ok. Am uitat de ultimul mit, pacienții borderline dezbină echipele. De fapt, nu pacienții dezbină echipele, ci echipelor le lipsesc modele solide care să le unească. Ok. Abbiamo già detto alcune cose, volevo solo accennarvi, forse qualcuno di voi li conosce, gli studi di Marco Chiesa. Nu știu dacă unii dintre dumneavoastră cunosc studiile lui Marco Chiesa. Dove sono stati confrontati dei trattamenti ambulatoriali, semiresidenziali o di comunità. Abbiamo comparato trattamenti in ambulator, internare e internare parziale. E praticamente i trattamenti altamente intensivi, tipo le comunità, non sono così efficaci, soprattutto perché sono molto costosi e alla fine non sono più efficaci degli altri trattamenti. S-a văzut că trattamentele internare a pacienților nu este neapărat modelul cel mai d'efficacitate cea mai mare. Ecco, io non so qui come funziona in Romania, ma non in Italia. Non si fa in Romania. In Italia ci sono molte comunità. In Italia sono foarte molte clinici, comunità. Qui no? Ah, ok, bene. Mai okay. Bene. Ok. L'ultimo? L'ultimo. Am greșit, am măsărit mitul numărul 5. Da, am greșit și explicația era de la mitul numărul 5. Vi-l citesc pe 5. ați înțeles care era legătura, nu că mitul numărul 5 era starea se îmbunătățește prin tratamente intensive. Și 6 se referea la echipe. Le prime osservazioni sui pazienti border riportano proprio quelli che sono degli aspetti controtrasferali e che hanno come effetto nell'equipe di creare disintegrazione dell'equipe, di creare problemi. Sono pazienti che creano problemi. De controtransfer in equipe creano problemi, asta știm cu toții. E vengono per questo chiamati, nel passato sono stati chiamati pazienti difficili. De aceea, in trecut, erau numiți pacienti difficili. Și okay. Nu m-am trecut, però come dice il nostro maestro Mancini, che avete avuto modo di conoscere, come spune il direttore scuole nostre, il professor Mancini, quando le cose si sanno fare, nulla è difficile. Când știm cum să facem treaba, lucrurile nu mai sunt grele. Cosa vuol dire? Che se abbiamo dei trattamenti evidence-based e li sappiamo proporre, asta înseamnă că dacă avem trattamente evidence-based și știm să le folosim, sono pazienti nu mai sunt pacienți dificili, sunt pacienți pe care îi putem trata. Quindi il problema non sono i pazienti, ma sono l'equipe che spesso non sono formate. Deci problema nu sunt pacienții, ci sunt echipele care nu au formarea necessară. Dopo questa breve introduzione che spero ci predisponga con un atteggiamento mentale diverso verso questi pazienti. După această scurtă introducere care cred că ne va da o atitudine mentală diferită față de acești pacienți. Uno excursus rapido su quella che è l'attuale letteratura, il manuale, letteratura bibliografia attuale. Nella parte destra vedete i manuali standard di Marshallinian. Manualele standard al Marshallinian, creatore del. Il primo in alto è proprio l'originale del 93, poi ce ne sono state altre edizioni. Originalul din 93, apoi sunt edițiile următoare. Gli ultimi due sono quelle relative allo skill training. Ultimele două se referă la skill training, la trainingul de abilități. Uno è tutta la teoria dello skill training e l'altro invece sono gli handout. C'è anche un CD, basta proprio stamparli primul e avete tutte le schede. La practică și în al doilea sunt toate fișele care se dau pacienților. Are un CD și puteți să tipăriți direct să le folosiți în practică. Quindi basta veramente seguire passo passo deci quello che il manuale vi dice per lo skill training. Pas cu pas ceea ce e scris în manual. L'altro manuale, questo di Charlie Swenson, che è il nostro formatore. Alternativa al formatore lui nostro, Charlie Swenson. Riprende i principali concetti della DBT. Conceptele sunt aceleași, conceptele de bază ale DBT.
ma da particolare rilevanza al concetto centrale della DBT, che è il concetto di dialettica. Dar pune in evidenza conceptul inima DBT și anume conceptul de dialettica. E poi è molto ricco di casi clinici. Este foarte bogat de cazuri clinice. Ok, quindi è un ottimo completamento. Okay. Allora, ci addentriamo nel modello DBT, alcune cose le abbiamo già dette, ovvero attualmente è il modello che ha più studi randomizzati e controllati. Începem să intrăm în modelul, anumite lucruri le-am spus deja, până astăzi este unul dintre modelele care au cele mai multe studii de eficacitate. Team in tutto il mondo. Echipe din toată lumea, oriunde în lume. E questo in qualche modo protegge dall'idea di quello che si diceva prima, che l'impatto di Marshallinia sicuramente era un fattore di trattamento e di prognosi positivo. La ne apără de ideea că la început eficacitatea ar fi fost atribuită prezenței Marshallinia în însăși, impactului ei special. Okay. È stato il primo ad essere inserito nei trattamenti di evidenza scientifica, adesso ce ne sono tanti altri. Ha fost primul tratament de pe lista Empirically Supported Treatments, astăzi sunt multe altele, dar DBT a fost primul. E come vi accennavo, nasce come trattamento ambulatoriale. Se nasce come trattamento per ambulator, non per pazienti internati. Ma attualmente è applicato in ospedali. Dar astăzi este aplicat în spitale, in prigioni, in închisori, scuole, in școli. Il governo americano ha, ci diceva Swanson, ha da poco approvato l'insegnamento delle DBT nelle scuole proprio per prevenire questi problemi di disregolazione. Swanson ne povestea că guvernul american a aprobat de curând introducerea în școli a DBT cu scopuri de prevenție. Ed è applicabile a diverse popolazioni cliniche, non solo i pazienti borderline. Poate fi folosit cu diferite tipuri de populații clinice, nu doar border. Ovvero tutti i pazienti che presentano un problema di disregolazione emotiva. Și anume toți pacienții care prezintă dereglări emoționale. La disregolazione emotiva, tra poco vedremo che cos'è, ma è il cuore del disturbo. Vom vedea în detaliu definiția, dar aceasta este punctul central al tulburării, borderline. Okay. Vi ho già detto un po' qualcosa relativo al motivo per cui io mi sono appassionata di DBT. V-am spus câte ceva despre motivul pentru care eu sunt passionată de DBT. Porrei ancora l'attenzione sul fatto che lavorare con un modello che è un modello evidence-based. Aș vrea să atrag atenția asupra faptului că a lucra cu un model care este evidence-based. Dà una sicurezza al clinico. Dă o siguranță clinicianului. Che quello che sto facendo è la cosa corretta. Ceea ce fac este tratamentul corect. Chi di voi lavora con questi pazienti sa quanto spesso ci chiediamo ma devo fare così? Sto facendo la cosa giusta? Non sto facendo la cosa giusta? Cei dintre voi care lucrează cu acești pacienți știu foarte bine de câte ori ne întrebăm oare fac lucrul care trebuie? Ecco, allora avere un modello che mi dice che cosa fare, come farlo, con che strategie, con che tecniche mi dà una forza. Faptul de a avea un model care îmi dă exact strategiile și pașii pe care trebuie să-i urmez îmi dă forță. Quindi è un modello altamente strutturato, con decine di tecniche e di strategie. Este un model foarte structurat, cu zeci de tehnici și strategii. Mi dispiace che non abbiamo internet. Din păcate nu avem internet, dar când vă voi trimite prezentarea, puteți să urmați acest link. Vi spiego că sì. E o reprezentare în formă de copac, de arbore a terapiei și vă puteți plimba pe toate ramurile și să studiați, să vedeți tehnicile. È molto semplice da intendere. E dicevo, accanto a questo aspetto altamente strutturato, sembra un paradosso, ma è uno dei modelli più creativi e più elastici che ci siano. Deci, pare paradoxal, dar alături de această caracteristică de a fi foarte strutturat, este în același timp un model foarte creativ și foarte flexibil. Questo ci mette già di fronte al primo concetto fondamentale, che poi spiegheremo ancora, che è il concetto di dialettica. Și asta ne aduce la primul concept fundamental, și anume acela de dialettica. Ovvero la presenza di due cose che sono apparentemente contraddittorie. Și anume presenza două lucruri care sunt aparent opuse.
ma che sono vere entrambe. Dar sunt amândouă adevărate. Questo è un concetto centrale in tutta la terapia DBT. Acesta este conceptul central în terapia DBT. Ci torneremo. Dar ne vom întoarce asupra lui. E il resto ho già detto. Ok. Allora, spieghiamo adesso quello che è il modello teorico. Vă voi explica pe scurt modelul teoretic al tulburării. Che vede la disregolazione emotiva come il cuore del disturbo. Dereglarea emoțională este inima tulburării, punctul de plecare. Questa vulnerabilità, questa disregolazione emotiva, che cos'è? Ce este dereglarea emoțională? È un mix, diciamo, ed una sorta di incastro di più fattori. E un amestec între mai mulți factori. Il primo è la vulnerabilità emotiva, che è un aspetto genetico. Primul este vulnerabilitatea emoțională, acest termen se referă la un aspect genetic. La vulnerabilità emotiva ha tre caratteristiche. Are la rândul ei trei caracteristici. Scusate. Am uitat să vă întrebăm înainte, cine cunoaște modelul DBT, oarecum? Aveți? Ce spunem acum, până acum știați deja, vă spunem ceva nou? De continuăm așa sau sunt lucruri prea banale? E prea evident, nu? Ok. Va bine. Mi era teamă să nu vă plictisim cu lucruri pe care le știți. Ok. Va bene. Va bene. Ok. Vulnerabilitatea emoțională, trei caracteristici. Ok, allora, le tre caratteristiche della vulnerabilità emotiva sono... aspettate. Questo è come funzionano le emozioni per tutti noi, o per tutti noi, diciamo, per chi di noi non ha un problema di vulnerabilità, perché essendo un aspetto genetico, molti di noi possono avere un problema di questo tipo. Acest grafic ne arată cum funcționează emoțiile pentru cei mai mulți dintre noi, și anume cei dintre noi care nu au o problemă de dereglare emoțională. Cosa succede quando c'è uno stimolo? Lo stimolo arriva, pensiamo ad una situazione di ansia. Să ne gândim, de exemplu, la o situație de anxietate. C'è un tempo in cui l'emozione sale. Există un moment în care emoția crește. Quindi cominciamo a sentire il battito cardiaco, la respirazione, la sudorazione. Inima care ne bate mai repede, respirația mai superficială, mâinile transpiră. Arriva un apice. Ajungem la un punct maxim. E poi... lentamente scende. Și apoi încet începe să scadă. L'apice ha un tempo. Acest punct maxim are un timp limită. Che va, diciamo, la punta massima intorno ai 30 minuti, può durare al massimo. Se zicem maxim, poate să dureze 30 de minute. E poi comunque c'è una disattivazione fisiologica. Și apoi fisiologic activarea corpului scade. Okay. Diciamo, più o meno le emozioni funzionano così. Cam toate emoțiile funcționează așa. Che cosa succede alle persone che hanno un problema di vulnerabilità emotiva? Dicevamo che ci sono tre caratteristiche. Ce se întâmplă cu persoanele care suferă de o dereglare emoțională? Spuneam că sunt trei caracteristici. La prima è l'alta sensibilità. Prima este sensibilitatea crescută. Cosa vuol dire alta sensibilità? Allora, la Linehan parlava di questi pazienti come dei grandi ustionati emotivi. Ce înseamnă mare sensibilitate? Linehan vorbea despre pacienții border, îi descria ca pe niște mari arși emotiv, ca un pacient care are pielea atât de sensibilă încât nu suportă niciun fel de stimul. Cosa vuol dire? Che uno stimolo per noi apparentemente neutro, banale, una discussione, a questi pazienti arriva direttamente al nucleo. Adică un stimol care pentru noi e aparent banal, poate să fie o discuție, o ceartă între noi sau un lucru de nimic, pentru ei ajunge direct în suflet. Accanto a questa quindi alta sensibilità c'è un'altra reattività. În afară de această mare sensibilitate este și o reacție foarte rapidă. Quindi di fronte allo stimolo non c'è un tempo, ma è immediata la sensazione che loro provano. Cioè, in momentul în care se prezintă stimolul nu există acest timp de încălzire, ci se trece direct la reacție. Okay. Quindi alta sensibilità, alta reattività,
La terza caratteristica è il lento ritorno allo stato di base. Și a treia caracteristică este întoarcerea foarte lentă la starea de bază. Ci mettono molto tempo a calmarsi. Adică se calmează foarte încet. Con una caratteristica, cioè la facilità di riattivarsi di nuovo per un non nulla. Și în același timp se pot reactiva foarte ușor. Quindi la percezione soggettiva di queste persone di essere costantemente al massimo. Aceste persoane simt că sunt mereu la nivelul maxim. Quindi molte persone, molti di noi, i nostri pazienti sicuro, hanno a che fare con questo problema genetico. Mulți dintre noi și mulți dintre pacienții noștri au de-a face cu această problemă. Okay. Questo è un modello del deficit. È un modello basato per deficit. Con l'idea che a questi pazienti proprio manca la capacità di regolare le emozioni. A acestor pacienți le lipsește capacitatea de a-și regla emoțiile. Perché voi provate ad immaginare, se voi nascete con questo tipo di sensibilità alle emozioni. Încercați să vă imaginați că v-ați născut cu această sensibilitate față de emoții. Di cosa avete bisogno? De ce aveți nevoie? Esatto, aiuto, ovvero avete bisogno che vi venga insegnato di più sulle emozioni. Avete bisogno che cineva să vă învețe despre emoții. Okay. La vostra capacità di regolare le emozioni va seguita con molta più attenzione. Capacitatea okay. voastră de a regla emoțiile trebuie urmărită cu atenție. Dovete crearvi delle abilità in più rispetto a coloro che non hanno questo aspetto. Și trebuie să vă creați niște abilități în plus față de persoanele care nu au această problemă. E l'ambiente di solito aiuta. Mediul de obicei ajută. A volte invece non aiuta. Altădată nu. Quindi, cosa succede? Che se noi nasciamo con queste caratteristiche e ci troviamo in un ambiente che la linea definisce ambiente invalidante. Dacă noi ne naștem cu aceste caracteristici și ne găsim într-un mediu pe care linea îl numește invalidant. Ovvero un ambiente che non aiuta. La persona non aiuta il soggetto a imparare a regolare questi stati. Adică un mediu care nu ajută pacientul să învețe să-și regleze aceste stări. Qui comincia a crearsi una sorta di ciclo invalidante. Aici se creează un ciclu invalidant, un cerc vicios invalidant. Esatto, ovvero più il paziente si attiva di fronte a uno stimolo. Cu cât pacientul se activează mai puternic în fața unui stimol. E più si trova con un ambiente che gli dà messaggi squalificanti o del tipo ma cosa vuoi che sia? Cu atât se găsește în fața unui mediu, lui răspunde spunându-i da, care e problema, de ce trebuie să te agiți așa? Oppure non ha senso piangere. N-ai nevoie să plângi, nu folosește la nimic. Okay. Quindi un messaggio pervasivo e costante di un ambiente di questo tipo. Deci un mesaj constant și insistent care intră, penetrează în mintea pacientului. Crea che fondamentalmente consiste nel non riconoscimento dello stato interno della persona. Un mesaj care de fapt înseamnă că mediul nu recunoaște starea internă a pacientului. Crea un processo di autoinvalidazione. Și duce mai târziu la autoinvalidare. Vedremo adesso un'esemplificazione clinica. Vă vom arăta acum un exemplu clinic. Di una paziente in cui vediamo proprio nel dialogo l'autoinvalidazione. In cui vom vedea în dialogul clinic al pacientei această autoinvalidare. Questa paziente è una paziente che ci è stata inviata dalla psichiatria del territorio. Această pacientă ne-a fost trimisă de spitalul de psichiatrie local. Perché faceva costanti ricoveri, costanti accessi in pronto soccorso per crisi d'ansia. Pentru că era internată la spital foarte des pentru atacuri de anxietate. E allora l'hanno inviata al nostro percorso. Și ne-au trimis-o în clinică să urmeze DBT. Questa paziente è cresciuta in una famiglia con una mamma depressa. Ha crescuto într-o familie cu o mamă deprimată și suferea de depresie. E il papà faceva parte di una malavita organizzata. Să spunem, tatăl făcea parte din mafia.
Quindi cosa succedeva quando era piccola? Che si trovavano di notte molto frequentemente a scappare da una città all'altra. Deci, deseori, in mijlocul nopții, in timpul copilăriei, erau nevoiți să fugă dintr-un oraș în altul. Quindi questa ragazza, questa bambina, allora, si trovava a dover lasciare compagni, giochi, tutto per passare un'altra città. Deci această fetiță de atunci se găsea în situația de a-și abandona prietenii, jucăriile, lucrurile și a scăpa, a fugi în alt oraș. Quindi questa bambina, immaginiamo che potesse essere molto triste per questo. Putem să ne închipuim că probabil era foarte tristă. E i messaggi della famiglia, del padre e della madre, erano di questo tipo. Dovresti essere contenta, perché quanti bambini vorrebbero avere case nuove e amici nuovi? Non c'è niente di cui piangere. Il messaggio della famiglia, n-ai de ce să plângi, din potriva ar trebui să fii fericită. Câți copii n-ar vrea să-și schimbe, să aibă mereu case noi? Ok. Quindi una famiglia invalidante, no? Deci o famiglia care è invalidante. Questi pazienti arrivano molti da storie di abuso sessuale in famiglia. Acest pacient deseori au suferit abuzuri sexuale în familie. Questo è il massimo dell'autoinvalidazione. Acesta este maximum de invalidare. Ma spesso l'autoinvalidazione è molto più sottile anche. Dar deseori sunt și forme mult mai subtile de invalidare. Questo modello ci aiuta a cogliere le sottigliezze dell'autoinvalidazione che sono presenti tra di noi costantemente. Acest model ne ajută să înțelegem aceste subtilități ale invalidării, care e un fenomen care se întâmplă în mod constant printre noi. Noi viviamo in un ambiente invalidante. Noi trăim într-un mediu invalidant. Okay. Tornando quindi a questa paziente, vi dicevo, questa è la storia del suo ambiente invalidante. L'autoinvalidazione in che cosa consiste? Nel momento in cui il paziente fa proprie le caratteristiche dell'ambiente invalidante. Ce înseamnă de fapt autoinvalidarea? Autoinvalidarea este momentul în care pacientul își asumă el însuși caratteristicile mediului invalidant. Quindi un paziente che dice questa emozione, che dice in termini l'emozione che sta provando non ha senso. Deci spune că emoția pe care o simte în acel moment nu are sens. Oppure mi punisco per questa emozione. Sau se pedepsește pentru această emoție. Cioè, fa quello che è stato fatto, che l'ambiente ha fatto con lui, lo fa verso se stesso. Adică face singur față de el însuși ceea ce mediul a făcut deja cu el. Ok. Questo è un aspetto centrale. Tornavo sul concetto di invalidazione. Întorcându-ne asupra conceptului de invalidare. Perché siamo tutti abituati a pensare alle famiglie maltrattanti. Pentru că noi suntem obișnuiți să ne gândim la familiile în care există abuzuri. Ma spesso gli ambienti invalidanti sono ad esempio la scuola. Dar deseori mediile invalidante sunt pur și simplu școala. I terapeuti. Terapeuții. Il caso che vi ho raccontato prima della paziente per quattro anni costantemente ricoverata. Cazul pe care vi l-am povestit înainte al paciente care a timp de 4 ani a fost internată în mod constant. Intorno a lei c'era un ambiente invalidante. In giuro lei era un medio invalidant. Quindi il punto è capire quando noi stessi come terapeuti rischiamo di mettere in atto degli aspetti invalidanti in modo da riprodurre il ciclo. E foarte important să înțelegem că noi înșine, ca terapeuți, suntem invalidanți și reintrăm în acest cerc. Perché i pazienti non ce lo diranno. Pentru că pacienții nu o să ne spună asta. Sono abituati a essere maltrattati. Sunt obișnuiți să se poarte lumea urât cu ei. E quando magari noi diciamo ai pazienti esasperati del fatto che ce la stiamo mettendo tutto e vediamo, ci sembra che loro non si impegnino. Când le subliniem pacienților faptul că noi ne străduim și că ei nu lucrează suficient. E magari diciamo a loro non ti stai impegnando abbastanza. Le spunem, nu ți-ai făcut temele, non hai lucrat destul. Spesso i pazienti ci dicono è vero, non mi sto impegnando. Deseori pacienții ne spun e adevărat. Ma questo è solo il riflesso dell'autoinvalidazione. Dar asta nu este altceva decât un reflex al autoinvalidării. Loro sono abituati a qualcuno che gli dice non stai facendo abbastanza, non va bene quello che fai. Sunt obișnuiți să li se spună, nu e bine ceea ce faci. E quindi ci danno ragione, ci dicono è vero. Și ne spun, ne dau dreptate. Dobbiamo essere attenti a cogliere noi questo ciclo. Trebuie să fim noi atenți să înțelegem atunci când ne aflăm într-un cerc invalidant. Ok. Non siamo indietro ancora. Quindi, vulnerabilità,
ambiente invalidante e autoinvalidazione portano il disturbo della regolazione delle emozioni. Invece un binario accessor factor, vulnerabilità, medius, autoinvalidare, duc la accesso turburare e dereglare emozionale. Sì, leggi pure. Che possiamo definirlo così. Iată cum definim reglarea emoțională. Se referă la un set de comportamente, capacități și strategii conștiente și inconștiente, automate sau care cer un efort de modulare, de inhibiție sau de intensificare a experienței și a exprimării emoționale. Quindi tutti noi in modo consapevole o inconsapevole gestiamo momenti di difficoltà. Noi toți, în mod conștient sau inconștient, ne descurcăm într-un fel în momentele de dificultate, avem niște strategii. Noi che cosa dobbiamo insegnare ai pazienti? Insegniamo attraverso la DBT una serie di skills. Prin DBT noi vom învăța pacienții o serie de abilități, de skills, perché possano in modo intenzionale, în așa fel încât ei, în mod intenționat, deci din propria lor voință, non automat, și nu automat, perché possono in modo intenzionale scegliere delle modalità più funzionali. Să poată intenționat să aleagă modalități care funcționează mai bine de reglarea emoțiilor. Quindi qui abbiamo già una prima definizione di skills, che sono tutte le abilità che vengono insegnate nei gruppi e sono decine e decine. Deci v-am dat aici o primă definiție a acestor abilități sau skills, care sunt zeci de abilități în protocol. Che poi voi vedete, alcune sono molto semplici e banali, cose unele che noi usiamo simple, tutti i giorni. Banale, no? Lucruri pe care noi le folosim, fără, nu ne-a spus nimeni, dar le folosim în viața de zi cu zi. Ma il concetto di skills è proprio il fatto che il paziente possa usarle intenzionalmente. Dar ceea ce e important este că aceste abilități pacientul le folosește intenționat. Quindi deve riuscire a darsi un'istruzione mentale. Trebuie să reușească să-și dea o instrucțiune. Che consiste nel, o comandă mentală. Che consiste nel riconoscere il momento di attivazione. Deci trebuie să recunoască momentul de activare a emoției. Capire che in quel momento rischia di mettere in atto il solito comportamento problematico. Să înțeleagă că în acel moment riscă să execute comportamentul problemă. Scegliere di fare qualcos'altro. Să aleagă să facă altceva. Per scegliere la skills appropriata deve capire che tipo di emozione sta provando. Ca să poată să aleagă abilitatea corectă, trebuie să înțeleagă ce emoție simte în momentul respectiv. E in quel momento la deve scegliere. Și să aleagă în momentul corect. Tutto questo in un giro di un secondo. Toate aceste lucruri într-o secundă. Quindi fondamentalmente noi aiutiamo il paziente ad aumentare la sua capacità di consapevolezza, di mentalizzazione. Deci noi practic ajutăm pacientul să-și dezvolte o capacitate, o conștiință de sine, am spus eu, și de mentalizare. E a fare un problem solving. Și să facă un de fapt, să rezolve problemă. Allora, torniamo adesso, facciamo un piccolo, vi faccio vedere una vignetta clinica, che magari ci aiuta a entrare meglio dentro questi concetti di validazione e di invalidazione, che è proprio la paziente di cui parlavamo prima. Come spuneam înainte, vom presenta o mică scenă, un moment clinic al paziente de care vorbeam. Okay. E la paziente quella che del papà, della mafia che scappava. Cea care fuggia noaptea într un oraș în altul. Vi farò vedere due slide. O să vă arătăm două pagini, două slide. Con un inizio di un colloquio con questa paziente. Începutul ședinței. La paziente mi arriva in seduta in preda ad uno stato di ansia molto forte. Pacienta vine, se prezintă la ședință într-o stare de agitație puternică. Esattamente quei momenti che la portavano fuori ad accedere in pronto soccorso. Adică exact într-unul din acele momente care o duceau apoi la urgență. È ricoverata da noi, quindi lei va dagli infermieri e chiede subito una flebo, una puntura. Pacienta era deja internata în momentul acesta ședinței, deci vine, se duce la asistență și spune, cere doctorii. E gli infermieri, che sono anche loro formati nella DBT. Și cum tot personalul este format în DBT.
dicono di aspettare, di fare il colloquio e eventualmente dopo. Îi spun să aștepte să facă ședința cu psihologul și apoi eventual după aceea să primească doctoril. Okay. Quindi la paziente mi arriva in seduta ancora molto molto attivata. Deci pacienta se prezintă foarte anxioasă. Qui non c'è il video, ma comunque quello che fanno gli infermieri è darle del ghiaccio. Nu avem un video aici, dar ceea ce se face de obicei se dă pacientului gheață. Quindi la paziente arriva con questo sacchetto di ghiaccio. Pacienta vine cu o pungă de gheață în ședință. Da noi in clinica e anche in studio io non ho il frigo, ma ho il ghiaccio, quello nelle bustine. Da, noi chiar și in la cabinet avem gheață. Perché questa è un'abilità, ma avremo modo di vederla bene dopo. È un'abilità per care vi vom arăta mai încolo cum se folosește. Allora, să încercăm să înțelegem cum a apărut această anxietate. Îmi spuneați că v-ați trezit liniștit, ați luat micul dejun și apoi ați plecat să vă plimbați. Și în acel moment a început. Da. Reușiți să vă amintiți cum a început, unde vă aflați? Da, eram aproape de bar, unde beau de obicei cafeaua. Aproximativ acolo am început să simt că mi se îngreunează respirația. Deci primul semnal a fost respirația. Da, așa e de fiecare dată. Dar era ceva anume care vă îngreuna respirația? Nu, era chiar răcoare, mergeam încet. Aici nu mă grăbesc. Deci, teoretic, ar trebui să fiu liniștită. Deci, mergeați încet, era răcoare, vă amintiți la ce vă gândeați? La fostul meu prieten. Și la ce vă gândeați? Povestiți-mi tot ce vă trecea prin minte. Mă gândeam la momentele frumoase petrecute împreună la sfârșitul anului de Crăciun. Mi-am reamintit momentele astea frumoase care acum nu mai sunt. Nu e acceptabil să nu reușesc să mi scot din minte, dar chiar nu pot. În timp ce gândeați aceste lucruri, Valeria, cum vă simțeați? Vă amintiți? Rău, pentru că de fapt sunt lucruri care se întâmplă. Atâta lumea se desparte fără să înceapă să sufere de anxietate din cauza asta. Deci a apărut această amintire și apoi gândul că nu mai este. Altceva? M-am întrebat cum o să petreacă Crăciunul el și dacă o să se gândească la cum l-am petrecut anul trecut. Da, la asta mă gândeam. Apoi am simțit un gol, un sentiment de înstrăinare, ca și cum tot ce era în jurul meu nu ar fi fost adevărat. Ca și cum nici eu nu aș fi fost adevărată în acel moment. Ca și cum nu aș exista. Deci nu cu picioarele pe pământ. Adică eu sunt Valeria aici, acum și aici, în acest moment. Bene, allora cerchiamo insieme di capire dove sta qua l'autoinvalidazione. Să încercăm să înțelegem împreună unde este invalidarea aici. Quindi invito tutti voi a pensarci. Vă invit ci lavoriamo un po' insieme. O să lucrăm un pic împreună. E ci lavoriamo usando uno strumento che forse molti di voi, se sono terapeuti cognitivi comportamentali, conoscono, che è lo strumento dell'ABC. Lucrăm folosind un instrument pe care mulți dintre dumneavoastră care sunteți terapeuți CBT îl cunoașteți deja și anume un ABC. Per chi non lo conosce, non importa, lo vediamo insieme. Dacă nu-l cunoașteți, nu se întâmplă nimic, îl vedem împreună. Chi di voi conosce questo strumento? Cine știe să facă un ABC? Perfetto, ottimo. Per chi non lo conosce, allora una sintesi rapidissima, ovvero cerchiamo di inserire quello che abbiamo sentito dalla paziente in queste tre colonne. Pentru cine nu-l cunoaște, foarte repede vă vom explica, încercăm să introducem cuvintele pacientei în aceste trei coloane. L'idea è di scomporre uno stato mentale. Ideea este să descompunem o stare mentală. Con pensieri ed emozioni. În gânduri și emoții. In modo da vedere in modo differenziato proprio quali sono i pensieri che conducono, diciamo così, a certi che accompagnano, che sottendono a certi a certe emozioni. In așa fel încât să putem observa în detaliu care sunt gândurile care stau sub sau însoțesc o anumită stare emoțională. Quindi nella prima colonna la mettiamo la situazione, cioè dove avviene il fatto. Situația unde se întâmplă situația respectivă.
Chi è terapeuta cognitivo comportamentale sa che è fondamentale sempre lavorare su un episodio specifico. Terapeuții CBT știu că trebuie să lucrăm asupra unui episod specific, un moment anume, foarte exact. E questo è quello che si fa in DBT. Și același lucru lo facem și în DBT. Quindi si chiedono sempre ai pazienti dei momenti specifici. Io mi taglio, ad esempio. I se cere pacientului întotdeauna să vorbească despre un moment anume. De exemplu, eu mă tai. Non portiamo avanti un discorso generale sul significato del tagliarsi. Nu discutăm despre semnificația generală, ce înseamnă se face rău, a se tăia, nu se tăia. O di solito che cosa attiva il taglio. Sau ce se întâmplă de obicei, în ce fel de situații se întâmplă asta de obicei. Ma si chiede quando è l'ultima volta che ti è successo. Întrebăm întotdeauna când s-a întâmplat ultima dată. Oppure la più forte, la più difficile. Sau un evenimento a nome di care își aduc aminte, cel mai puternic, cel mai dificil. Perché? Perché vogliamo mettere la lente di ingrandimento. Deoarece vrem să punem o lupă. Su un momento specifico. Asupra unui moment anume. E capire tutto quello che è successo con l'aiuto della paziente. Și cu ajutorul pacientei să înțelegem tot ceea ce s-a întâmplat în acel moment. In quel momento. Per aiutarla a distinguere pensieri, sensazioni ed emozioni di quel momento. Pentru că altfel noi nu putem ajuta să înțeleagă gânduri, senzații, emoții din acel moment. Per costruire un'abilità che possa aiutare la persona a rendersi conto ogni volta degli stati mentali, che non è detto che siano sempre gli stessi. Pentru a ajuta pacienta să construiască abilități pe care să le folosească în fiecare stare mentală, să fie în măsură să le recunoască. Penso che sarà esperienza di tutti la sensazione ogni tanto di avere magari una variazione dell'umore improvvisa. Cred că noi toți am avut câteodată o schimbare a tonusului, nu o schimbare a stării emoționale bruscă. Mi capita ogni tanto e dirmi ma cos'è successo che mi sono rattristata? Se întâmplă că mă întreb ce mi s-a întâmplat, de ce m-am întristat? E mi viene in mente che magari ho appena letto un messaggio. Ci viene in mente che poate d'abbia am citit un messaggio. Okay. Allora, quel cambio mentale è dovuto ad una cosa specifica di quel momento. Acea schimbare mentală are o cauză anume. Quindi avere una spiegazione di quello che mi accade nel qui ed ora. Deci să am o explicație despre ceea ce mi se întâmplă acum și aici. È fondamentale. Este un lucru fondamental. E tutti i modelli evidence-based. Și toate modelele evidence-based. Pensiamo anche al modello di Bateman e Fonaghi, anche al modello di Kemberg. Ha detto modello di Fonaghi e Kemberg. Lavorano sul qui ed ora. Lucrează asupra aici acum. Ok, quindi sono tutte terapie che si basano molto sul lavoro nel ITED Lung. Sunt terapii care lucrează asupra prezentului. Ok, quindi dicevamo, questo è uno schema didattico che però ci aiuta a individuare l'invalidazione della paziente distinguendo queste colonne. C'è allora, un schema che ne va aiuta a găsim exact invalidarea pacientului. Noi chiamiamo la prima riga il problema primario e la seconda il secondario. Primul rând, noi spunem, noi terapeuții CBT, spunem problema primaria, problema secundară. Il problema secondario, come dire, è quello che viene dopo. È quello che porta solitamente la paziente in terapia, quella che si vede di più. Il problema secondario è cea care vine dopo și este cea care aduce de obicei pacientul în terapie. Ok. E consiste sostanzialmente in una sorta di rilettura del primario. Reanalizza problemi primari. Vediamolo nello specifico. Allora, ricordate le slide che ha letto Ioana? Aduceți aminte discuția ce a povestit pacienta, da? Se plimba, se gândește la fostul prieten. La situazione qual era? Care era situația? Qualcuno vuole rispondere? Dacă cineva vrea să ne spună ce ar pune la A? Le feste di Natale, dice? La c'è una A. Beveva il caffè. Ok. Lui diceva la situazione primaria prende il caffè e la situazione, ok. Qualche altra idea? Altre idee? Al cinema? La separazione? Dice. Allora, la situazione del momento, di quel mattino, per cui lei ha iniziato a sentirsi in ansia.
al ricordo, dice la signora. Ok, in particolare la situazione è quando, non l'ho scritto in italiano, è quando la paziente ha pensato, ha iniziato a ricordare e a pensare passeggiando al suo ragazzo. In acest caz avem faptul că ea începe să se gândească, își amintește de fostul prieten. Quando intendiamo, quando diciamo situazione, non intendiamo solo un evento. Situazio non sembra neapărat un evenimento, da? Può essere uno stato intrapsichico. Interior. Ok. Quindi in quel momento stava passeggiando e le è venuto in mente il fidanzato. Se plimba și a venit în minte fostul prieten. E fin qua asta niente è, di male. È evenimento, antecedente. Ma che cosa ha pensato lei quando ha cominciato a ricordare al fidanzato? La ce se gândea când și-a adus aminte de prieten? Ai momenti passati insieme? N-am auzit, mă scuzați? Era cineva pe acolo? Spuneți. Aha. Ah, pensava cosa faceva lui a Natale. Perfetto. Quindi ha cominciato ad avere in qualche modo dei ricordi con un contenuto di perdita. E sono niște amintiri care au un conținut despre pierdere, no? O tema pierderi. Cos'altro ci dice la paziente? Ce altceva ne spune pacienta? A questo punto la paziente, come dire, è come se lei si vedesse nella situazione in cui sta pensando e si dicesse una serie di cose che sono proprio l'autoinvalidazione. Cos'è che si dice lei, ve lo ricordate? In acest moment, acum trecem la secundar, da? In acest moment e ca și cum pacienta s-ar vedea pe sine însă și în timp ce se gândește, își amintește și își spune ceva, dacă vă aduceți aminte. Că nu mai sunt, simte un gol, dar ce își spune? Exact, că spre deosebire de alții, ceilalți, nu doar pentru că s-au despărțit, suferă de anxietate. Ok, comincio a capire. Vai. Esatto. La paziente si dice, no? Sono stupida fondamentalmente, chi da, è che sta ancora proastă, qua ad arrabbiarsi? Non practic, sunt o fraieră, se dice. E a questo punto cosa dice la paziente? Che lei qui ha una sensazione di ansia e di vuoto. Ne spune că simte o senzație de anxietate și de gol. Ok. Vuoto, che è un'esperienza che hanno spesso questi pazienti, che è una sorta di distanziamento. Un gol è una sensazione caratteristica a pacientilor border, è un fel di străinare, am spus io, non so dacă vă... Se dovessimo dire qual è l'emozione autoinvalidata, cioè cos'è che la paziente non vede, deci, non sente... Dacă ar trebui să vă întreb, care este emoția autoinvalidată? Care cosa, e emoția pe care pacienta nu o simte? Di cosa non si prende cura di sé? De ce emoție nu se îngrijește ea? L'avete sentita nominare dalla paziente? Ați auzit pacienta spunând tristețe? Nu. No. Se rileggiamo le slide, la paziente parla di ansia. Dacă citim din nou dialogul, vom vedea că pacienta vorbește despre anxietate. Ma non dice sto male, sono triste. Dar nu spune sunt tristă, mă simt rău. È come se avesse una percezione di tristezza, ricordiamoci la storia. Să ne aducem aminte de povestea ei, da? E ca și cum ea percepe această senzație de tristețe. E subito dice, ma nessuno sarebbe così, nessuno dar starebbe imediat così male. Spune, nimeni nu ar trebui să simtă asta, n-ar simți asta în locul meu. E subito ha un distanziamento emotivo, și imediat che è vuoto. Are o îndepărtare emoțională, da? Care se traduce în această senzație de gol. Quindi, nella nostra colonna C, che sono le emozioni, okay, noi mettiamo la tristezza, ma che la paziente non ci ha detto. Deci noi în coloana C vom punem ca emoție tristețea pe care pacienta nu ne-a spus-o însă. Io faccio queste cose con i pazienti, l'ho costruito con lei questo schema. Noi folosim terapeuții CBT, folosesc, reconstruiesc în ședință această schemă. Questo non è uno strumento DBT. Nu este un instrument DBT. Da. Ma è uno strumento CBT. Ok?
insomma, dire, la DBT comunque è un modello che si applica, che si, come dire, che permette l'inserimento di strumenti nuovi. Io non so, strumento cognitivo comportamental, dal DBT permette bene, cioè un binario. Quindi costruito questo modello con la paziente, l'intervento è un intervento in cui si aiuta la paziente a fare il fuoco su questa emozione. Se volete leggiamo l'intervento. Ho dato, ci hanno costruito un questo schema. Intervenția asupra pacientului va fi cea de a ajuta o să se concentreze asupra emoției. O vom citi împreună. Doamna Valentina, știu că e ciudat în italiană, se spune pacientului cu dumneavoastră și cu numele, sună ciudat în română, spune doamna Valentina. Mă întreb, cât erați de tristă în acel moment? Da, foarte tristă. De fapt, pentru mine golul, înstrăinarea sunt legate de disperare. Ok. Deci dacă am înțeles bine, dumneavoastră ați început să vă amintiți momentele petrecute împreună cu fostul prieten, momente care nu se mai întorc, și v-ați întrebat dacă, așa cum faceți dumneavoastră, și el își amintește. Poate că în acel moment a fost o legătură emoțională mai aproape de disperarea de care îmi vorbeați acum la sfârșit, dar mă gândesc că poate legătura asta a fost mai devreme, poate înaintea senzației de gol. Nu știu dacă ar putea fi așa. Da, da, chiar așa este. Trebuie să fi fost foarte dureros sfârșitul acestui raport. Nu știu dacă mă voi descurca fără el. Ok. Allora, se c'è qualche domanda e considerazione, perché io spero di aver dato un quadro di quello che è, diciamo, il modello teorico e cosa si intende per disregolazione emotiva. Sper că am reușit să vă dau așa o idee de ansamblu despre ce înseamnă dereglarea emoțională. Nu știu dacă aveți întrebări sau curiozități. Facem o pauză acum sau mergem un pic înainte? Cum preferați? Sunteți obosiți? Nu, n-am reușit să înțeleg, să știți. Pauză? Cine vrea să facă pauză? Sunt democratici? Ok. Un sfert. Aveți întrebări înainte de pauză? Da, cineva în spate are întrebări, doar că nu știu dacă vă vom auzi. Încercați? Încercați? Ah, da. Venim cu microfon. Cine vrea să vorbească? Cine vrea să vorbească? Se aude? Te auzim perfect. Okay, aș avea două întrebări, dar o să încep cu una singură. Nu știu dacă urma mai târziu să găsim împreună răspunsul. Așa. Pacienții border declară de asemenea în același timp nevoia de emoție sau de intensitate a emoției. Allora, i pazienti border... Scuză-mă, n-am înțeles care era întrebarea. Ziceam că ei pot declara de asemenea nevoia de emoție, iar dacă mediul este foarte stabil, nici nu știu cum să-i zic, atunci apare plictiseala. È vero, hai ragione. In effetti, se noi andiamo a somministrare dei test a questi pazienti, e in particolare somministriamo i test del Cloninger, vediamo che il Cloninger individua vari aspetti temperamentali. Un aspetto temperamentale è il novelty seeking, la ricerca di novità. Questa è una scala. O înțelegeți? Vă traduc ca să fim... O înțeleg. Tutti mi capite? Ah, no, se ne abbiamo perso un'ora. Se no abbiamo perso un'ora. La finisco? Ok, finisco.
Allora, Cloninger ha individuato vari aspetti temperamentali delle, insomma, degli esseri umani e ci sono due aspetti, l'evitamento del danno e il novelty seeking, che sono due dimensioni che i pazienti con disturbo di personalità hanno molto elevato, ovvero, come dice la collega, questi sono pazienti che nella scala della ricerca di novità sono molto alti. Cioè hanno bisogno di sensazioni intense, ma questo non è solo per i pazienti, sono degli aspetti personali, ok? E ci sono, e c'è l'altra scala, invece l'evitamento del danno, che questi pazienti tendono ad averla molto bassa, quindi alta ricerca di novità e basso protezione del danno. Ripeto, queste sono cose che possiamo avere anche noi e quando vengono somministrati questi test, le persone che hanno punteggi molto alti nella ricerca di novità e basso nella protezione del danno sono quelli più a rischio di sviluppo di disturbo di personalità. Faccio un scurt resumat. Deci, colega are dreptate. Într-adevăr, dacă facem testul Cloninger acestor pacienți, vom vedea că au două trăsături comune și anume o înaltă novelty seeking, nu știu dacă există, căutarea noutăților și pe de altă parte o tendință mai scăzută de a evita daunele, să spunem, și evita de protecție, să spunem. Nu știu dacă, dacă sunt, ajutați-mă dacă sunt termeni specifici pentru... Și persoanele, dacă și la, asta nu e neapărat doar la pacienții border, da? Oricine dintre noi poate să aibă aceste trăsături, dar persoanele care le au împreună, acestea două, una înaltă și cealaltă mai scăzută, au risc pentru tulburarea border. E l'altra cosa, proprio in relazione a quello che dice la collega, cioè noi dobbiamo seguire questo bisogno di sensazioni forti. E in effetti nelle skills, quella ad esempio che vedremo oggi, molte skills che vengono proposte hanno proprio un impatto molto forte anche a livello sensoriale, proprio per seguire questo bisogno di emozioni forti. Noi trebuie să-i urmăm în această tendință, nevoie de senzații puternice și veți vedea că unele dintre abilitățile pe care le propunem folosesc chiar această nevoie a lor.